să parcurgem câteva gânduri legate de Dumnezeu, așa cum am anunțat, să vedem un Dumnezeu care poate mulți în seara asta vom învăța sau vom înțelege un Dumnezeu pe care noi l-am știut fie din Biblie, și nu-i rău dacă îl știm din Biblie, fie din predicile fraților, fie, ce știu eu, poate chiar din spusele mai marilor noștri, din satele noastre, din orașele noastre, când am participat noi, și așa mai departe. Pe lângă ceea ce știm noi, în seara asta vom vedea că Dumnezeu nu este numai dragoste. Vom vedea că Dumnezeu nu este numai iertare. Vom vedea că Dumnezeu nu este numai înțelegere. Vom vedea că Dumnezeu nu este numai, cum am înțeles unii dintre noi, mă, clasic că Dumnezeu e bun când e vorba de viața noastră trăită în păcat, fără să ne pocăim, fără să regretăm și fără să nu renunțăm. Vom înțelege că Dumnezeu, de fapt, pe lângă ceea ce știm noi, este și altceva, tot din Biblie, și Dumnezeu din cer, în numele Domnului Iisus Hristos, să ne ajute să primim acest cuvânt cu bucurie și la vremea când vom pleca din locul ăsta, zi de zi, ceas de ceas, să nu uităm ceea ce urmează să ascultăm sau să auzim în seara asta și la momentul potrivit să punem în practică. Toată biserica să zică amin. Amin. Toată biserica să zică amin. Amin. Avem de face cu un Dumnezeu, pe lângă celelalte lucruri pe care le-am spus, un Dumnezeu care l-am numit așa, din cuvânt, bineînțeles, un Dumnezeu persistent. Persistent. Ce înseamnă persistent? Adică, dacă vă veți uita în dicționar, la cuvântul persistent veți găsi esența aceasta. Insistent și neschimbat. Insistent și neschimbat. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun că Dumnezeu e un Dumnezeu persistent, care insistă? Versetul 3 din textul pe care l-am citit spune în felul următor. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Dați-mi voie să vă spun ceva. Noi ca oameni ne-am fi oprit cu chemare. Nu-i așa? Chem pe cineva la tine, îl suni, sau îi dai, eu știu, un mesaj pe telefon și îi spui la ora de, vreau să vii la mine, mâncăm ceva. Și dacă el îți spune, știi, nu vin sau nu vreau să vin. Mă, nu vrei să vin? Nu vrei să vin. Asta e. Nu vrei să vin? Asta e. Dumnezeu nu este așa. Cu Dumnezeu nu este așa. De-aia îmi place de Dumnezeu și în momentul de față spun încă o dată și nu e o formalitate și o spun din adâncul inimii. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu e ca mine și ca tine. Și Dumnezeu este insistent în ceea ce privește chemare. Lăudați să fie Domnul. Amin. Lăudați să fie Domnul. După ce îi cheamă, primește refuzul din partea oamenilor care au fost chemați la această nuntă. Uitați-vă mai departe. Versetul 4. Cei care aveți Biblie, vă rog să le țineți la îndemâna ochilor și la îndemâna sufletului. În versetul 4. Eu m-aș fi oprit. M-a refuzat. Mă n-a vrut să vină la mine. Că numai eu știu. Când ați făcut strângeri și eu am fost la voi și ați chemat pe diferiți frați din biserică și ăia, acei frați, fie n-au putut, fie erau în călătorie sau pur și simplu n-au vrut să vină. Vă asigur că toți, eu știu, v-ați deranjat. Nu o să vă cer acordul pentru că nu vreau să vă pun într-o situație, dar v-ați deranjat. Mă, de ce n-a venit la mine? Mă, ce s-a întâmplat? Dar uitați-vă la Dumnezeu, în versetul 3 face chemare, îi invită. Oamenii răspund negativ, zice, nu ne trebuie lucrul ăsta, dar în versetul 4 vedem că Dumnezeu nu se oprește. Eu m-aș fi oprit, tu te-ai fi oprit pe cei care i-ai chemat la tine, la un grătar, la o masă,
pur și simplu la o părtășie, te gândești de două ori, a doua oră dacă îl mai chem. Și te uiți cumva așa, mă, nu cumva omul ăsta nu vrea la mine, scârbă din mine, vorbesc pe șleau, nu cumva e deranjat și așa mai departe. Noi oamenii suntem așa cum suntem. Încă o dată vreau să vă provoc să-L lăudați și voi și eu pe Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeu nu e ca noi. Dumnezeu e Dumnezeu care insistă în ceea ce privește chemarea. Și în versetul 4 zice, nu-i nimic, m-ați refuzat odată. Uitați-vă ce spune versetul 4. A trimis iarăși alți robi. Și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, junci și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă! Și spuneam că în primul aspect avem de-a face cu un Dumnezeu persistent, care insistă când e vorba de chemare. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu se oprește în direcția asta. Haideți să vă spun acum, să facem o aplicație practică. Ți-aduce aminte când ți s-a întâmplat ție eșecul ăla? Acum un an, doi, accidentul ăla, falimentul ăla, dezastrul ăla la nivel de suflet, la nivel de familie. Atunci când tu erai la muncă și din senin a venit șeful sau șefa de acolo și a spus ne pare rău, se face restructurări la locul ăsta de muncă, prin urmare mai lucrează o săptămână sau două și gata cu tine aici. Și a fost probleme. Când ai avut accidentul ăla, nu contează dacă tu ai fost de vină sau altul care te-a accidentat a fost de vină. Când ai avut problema aia de sănătate pe care... Ce vreau să spun cu lucrurile astea, când dau exemplele astea? Fraților, toate lucrurile astea, dacă vreți, și nu vi se pare cumva că am forțat nota în direcția asta, sunt de fapt chemări ale Domnului Iisus Hristos. Vă rog, nu vă grăbiți să vă pronunțați. Ascultați-mă. De ce spun eu chemări ale Domnului Iisus Hristos? Chemare la pocăință. Chemare la cer. Chemare, dacă vreți, la a face voia lui Dumnezeu. Chemare la a avea o credință sfântă în Dumnezeu. De ce spun eu lucrurile astea? Când se întâmplă un necaz, un faliment, un eșec în familie, în dreptul tău și așa mai departe. Pentru că toate astea când vin, vă rog să mă ascultați cu atenție ce vă spun, ați băgat de seamă că abia atunci când se întâmplă nenorocirile astea, abia atunci ne îndreptăm mai puternic cu inima spre Dumnezeu. Uitați-vă, când suntem sănătoși, până mai acum un an, doi, strănutai de numai și nu se întâmpla nimic. Toți îți spuneam, sănătate. Să nu faci greșeală acum să strănuți, că s-ar putea fugi, să fugă jumătate din biserică de aici. Acum un an, acum doi ani, până să vină pandemia, dacă nu simțeai gustul la mâncare, nu era nicio problemă. Acum dacă mănânci și cumva nu mai simți, deja, nu cumva am virusul ăsta. Și ce urmează? Înainte să pui biserica să se roage, înainte să-mi dai mie mesaj pe Facebook sau pe telefon și să mă pui și să mă rogi, să mă rog pentru tine sau poate chiar să postez pentru tine, atunci să îndrepti inima la Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine, zice. Ai milă de mine. Vreau să-ți spun că toate problemele astea pe care le îngăduie Dumnezeu, vă aduceți aminte de cuvântul Domnului care spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce? Toate lucrurile astea, de fapt, nu-i decât o chemare la împărăția lui Dumnezeu. Falimentul e o chemare? Da, poate fi o chemare. O boală poate fi o chemare? Da, poate fi o boală. Că te părăsește prietenii? Da, poate fi. Cât ești tânăr, cât ești sănătos, rugăciunile așa cum, așa. Făcea cineva o statistică și chiar și eu am făcut-o. Statistică, sondaj, poate e cuvântul ăsta prea mare. Știți care au fost cel mai fierbinți rugăciuni? În vremea asta. În vremea asta. Știți cum erau? Cel puțin. Și nu înseamnă că vorbesc de rău biserica căreia îi slujesc și voi știți că eu vă respect și vă prețuiesc în numele Domnului. Încă o dată spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Toată biserica să zică? Amin.
Dar îmi aduc aminte acum 2 ani de rugăciunile noastre. Și când spun rugăciunile noastre, nu mă refer neapărat la nivelul că zbieram sau strigam mai tare, sau, dar se simțea atât la nivelul sufletului nostru că rugăciunile parcă erau mai mari acum 2 ani. A venit pandemia, a venit problemele de sănătate, au venit faliment la mulți dintre cei ce sunt aici și cei cărora vă predic. Au venit diferite amenințări din partea la Nordului. Pentru cei care nu știți, la Nord e proprietarul de casă și a spus, îmi pare rău, nu te mai pot ține. Și atunci să vezi rugăciuni, să vezi cum au plecat rugăciuni în timpul bisericii, în timpul de acasă la strânge și așa mai departe, rugăciuni de numai. De fapt, lucrurile astea care le-a permis Dumnezeu, n-a fost nimic altceva, frate și soră, decât o chemare din partea lui Dumnezeu la împărăție. O chemare din partea lui Dumnezeu pentru tine la pocăință, la credință, la a face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie lăudat. Dumnezeu să fie lăudat. Continuă Dumnezeu să ne cheme. Continuă Dumnezeu să fie iubitor față de noi. Am spus că persistent înseamnă să insiste și neschimbat. Ați băgat de seamă? Bine că Dumnezeu nu-i ca noi. Și nu e o refulare mea. O refulare a mea. Nu, nu. Și spun doar o constatare pe care am experimentat-o din propria mea viață. Dumnezeu e neschimbat. Eu mă schimb. Dacă acum Nae își dă puțin masca jos și îmi zâmbește, vai. Vă rog să fiți atenți. E doar o formă. Îl iubesc. Nici n-apucă el să dea like și îi dau inimioară și îi dau și comentariu favorabil. Dacă eu postez ceva a doua zi și n-ai, nu mai îmi zâmbește, nu mai îmi dă like, vorbesc de like pentru că sunteți tineri și toți folosim lucrul ăsta și nu mai îmi dă un coment favorabil, eu mă schimb. Azi îl iubesc, pentru că și el îmi arată, să zic așa, prietenie, dragoste. Mâine, dacă nu-i cum trebuie, vă rog să vă uitați la mine cu mâinile. Așa suntem noi oameni. Și Dumnezeu pentru atitudinea asta să ne ierte. Să zică toată biserica, amin. Amin. Dumnezeu să ne ierte. Amin. Astăzi pot să fiu plin de dragoste, măcar că în inima mea e Dumnezeu, e Domnul Iisus, e Duhul Sfânt și din dragostea Lui toarnă în dragostea mea, dar la capitolul ăsta și nu numai, și la multe altele, suntem schimbători. Dacă astăzi îmi vorbești frumos, dacă mă ajut într-o direcție sau alta, dacă mă înțelegi astăzi, dacă, nu știu ce, și eu sunt astăzi, dar mâine, dacă nu mai ești cum ai fost astăzi, și eu mă schimb. Uitați-vă, Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui, rămâne neschimbat. Pentru asta spun, lăudați să fie Domnul! Amin. Lăudați să fie Domnul! Amin. De ce? Pentru că dragostea Lui cu privire la noi nu se va schimba câtă vreme vei trăi pe pământul ăsta. Încă o dată spun, lăudați să fie Domnul. Amin. Dacă ați fost atenți, am zis, câtă vreme trăiești pe pământul ăsta, Dumnezeu te iubește. Câtă vreme vei trăi pe pământul ăsta, te iubește Dumnezeu. Câtă vreme trăiești pe pământul ăsta, nu schimbă Dumnezeu dragostea față de tine. Ăsta e Dumnezeul pe care eu îl iubesc. Ăsta e Dumnezeul care m-a cucerit cu dragostea Lui. Binecuvântat să fie El în veci. Binecuvântat să fie El în veci. Amin. Facem cunoștință, dacă cumva n-am știut până acum, cu Dumnezeu insistent și insistă la chemare. Acum 2 ani ți s-a întâmplat ce s-a întâmplat și ceea ce ție aparent ți s-a părut că e dureros, că e deranjant, că e un eșec, n-a fost decât o chemare. Prin boala aia, prin suferința aia, prin lipsa aia, prin problema aia, prin accidentul ăla, n-a vrut decât Dumnezeu să spună, vino la mine. Eu am soluție pentru rezolvarea problemelor tale de aici, de pe pământ, dar mai mult de atât, și dacă nu se rezolvă problemele astea, vrea să spună Dumnezeu în seara asta, acum aici, eu vreau, îți spune ție care mă asculți acum, vreau să fii în cer, zice Dumnezeu. Poți să zici amin? Amin. Poți să zici amin? Un Dumnezeu persistent care nu încetează în a ne chema la El, nu încetează în a ne pune la dispoziție toate condițiile, așa cum a citit, spune, duceți-vă și spuneți că deja ajung ce i-am făcut. Și ce vrea să spună prin asta? Am pus totul la dispoziție. Și ce ziceți? Pentru noi în zilele noastre, n-a pus Domnul
Dumnezeul nostru totul la dispoziție. Mai mult decât, eu știu, viața de zi cu zi. Mai mult de faptul că îți ține copiii sănătoși. Mai mult de faptul că îți dăruiește zi de zi toate cele necesare pentru a trăi în viața asta de zi cu zi. Mai mult de atât, Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos ca jertfă pentru tine și pentru mine. Binecuvântat să fie El. Binecuvântat să fie El. Un Dumnezeu persistent, care am spus înseamnă insistă în chemare și neschimbat. În ciuda faptului că astăzi oamenii sunt într-un fel, mâine se pot schimba. Mă uit la voi și ce tare dragul este de voi și credeți-mă că o spun din toată inima. Îmi zâmbiți, chiar dacă vă văd de la, doar de la nas în sus, îmi zâmbiți. Lăudați să fie Domnul. Vă mulțumesc. De unde știu eu că îmi zâmbiți? Ochii voștri spun lucrul ăsta. Și eu vă mulțumesc. Și eu vă prețuiesc, vă iubesc. Numai că s-ar putea mâine, în ciuda faptului că sunt păstor, dacă vă uitați urât la mine, sau alte și alte lucruri, s-ar putea să mă schimb. Pentru că așa suntem noi. Ori vreau să înțelegi în seara asta ceva care, chiar dacă îl știu, îl spun cu tărie, avem un Dumnezeu care la lucrul ăsta nu se schimbă. Și pentru asta îi mulțumesc lui că nu se schimbă. Prietenii mei s-au schimbat în privința dragostei. Neamurile mele s-au schimbat. Frații mei de credință astăzi m-au ridicat în slăbi. Și pentru că nu știu ce li s-a părut lor, mâine aproape că nu mai m-am băgat în seamă. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem Dumnezeu. Că avem un Dumnezeu. Cum? Neschimbat. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Pe lângă faptul că avem un Dumnezeu neschimbat, al doilea lucru despre Dumnezeu. Avem un Dumnezeu pretențios. E persistent, primul P, persistent, dar în același timp e și pretențios. Are dreptul Dumnezeu să fie pretențios cu privire la noi? De asta am spus că va fi ceva diferit față de ceea ce poate ai știut sau ți s-a predicat cândva. Are dreptul Dumnezeu să fie pretențios cu privire la noi, cu privire la viața noastră? Pentru că noi de regulă spunem, e viața mea, fac ce vreau cu ea. E viața mea, nu cred. O, fraților, surorilor, cât de păgboasă e ideea asta pe care poate fie noi am spus-o cumva, fie ni s-a plantat în mintea noastră. Nu cred că Dumnezeu se supără dacă am atitudinea asta. Ba bine că da, Dumnezeu e un Dumnezeu, pe lângă faptul că e un Dumnezeu al dragostei, pe lângă faptul că e un Dumnezeu al iubirii, al iertării, al puterii de grijă. Dumnezeu e un Dumnezeu pretențios. Are dreptul ăsta să fie pretențios, da, câtă vreme îți dă sănătate. Are dreptul să fie pretențios cu tine. Câtă vreme îți dă putere de muncă, are dreptul să fie pretențios cu tine. Și știi ceva? Am să spun ceva personalizat pentru noi în biserica noastră. Câtă vreme te-a făcut să ai ceva bănișori în cont, El ți-a dat. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Ce ai tu să nu-l fi primit de la Dumnezeu? Ai ceva? Copiii pe care ai, ți-a dăruit Dumnezeu. Nevasta pe care o ai, frate ce te află în locul ăsta, ți-a dăruit Dumnezeu. Bărbatul pe care l-ai, ți-l-a dăruit Dumnezeu. Și atunci, pentru că El ți-a făcut darurile astea, pentru că El se ocupă de sănătatea ta, pentru că El se ocupă de bunul mers al vieții și al familiei tale, El îi se cuvine, are dreptul să fie pretențios cu privire la noi. Să ziceți amin. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu e pretențios, vreau să înțelegeți un Dumnezeu oarecum poate neînțeles de noi. Uitați-vă ce spune în același capitol, din aceeași pildă, în versetul 7, ce face acest Dumnezeu pretențios? Versetul 7. E vorba despre faptul când slujitorii împăratului s-au întors la împărat și i-au dat acel răspuns, acea veste. N-a vrut să vină nimeni. Ba mai mult de atât, pe unii i-a prins, i-a bătut, i-a omorât și toate astea. N-a vrut să vină nimeni. Uitați-vă ce spune versetul 7. Dumnezeu, când a auzit împăratul, ce a făcut? S-a mâniat.
Se poate mânia Dumnezeu? Biserica Emanuel. Și nu numai. Vă pun această întrebare și vă rog să răspundeți nu de dragul meu. Aveți dreptul să răspundeți cu voce tare. Are dreptul Dumnezeu să se mânie? Cum să nu se mânie? Ți-a pus totul la dispoziție. Tot ți-a pus la dispoziție. Și uite, tu vii cu filozofiile lumii ăștia. El te cheamă la nunta lui. Dacă vrei, el vrea să fii parte din mireasa lui Hristos. Ți-a pus tot ce se putea pune la dispoziție. Dacă vrei, atât fizic, atât material, atât financiar, dar în mod special, în mod deosebit, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ți-a pus totul la dispoziție. Și când vede că tu nu răspunzi afirmativ, când vede că tu neglijezi această chemare a Lui, ce crezi că face? Nu, Dumnezeu nu se supă. Când Dumnezeu spune să te pocăiești, și tot așteaptă să te pocăiești și tu te legănești cu pocăința, crezând că dacă faci o rugăciune pe aici, când vine fratele și spune să ne rugăm ca Domnul să ne ierte, crezând că gata, e rezolvat problema și Dumnezeu îmi spune, știi, nu vreau o pocăință de asta numai de biserică, și vreau o pocăință când pleci de aici, să ai pocăință și în casa ta, să ai pocăință și la locul de muncă, să ai pocăință și în business-ul tău, să ai pocăință zi de zi. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Amin. 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 Cum să nu se mânie Dumnezeu? Ne-am cunoscut și ne s-a predicat un Dumnezeu. Fraților, eu nu distorsionez imaginea lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu, e dragoste, să ziceți amin. Amin. Dar în același timp, se mânie pe cine? Nu, nu pe noi, nu. E, nu. Serios? Pe noi care așteaptă nouă, care mi s-a pus la dispoziție, cum mi s-a pus păstorea din pilda nunții fiului de împărat, mi s-a pus totul la dispoziție. Și ei au vrut să participe la nuntă. Și nouă mi s-a pus totul la dispoziție. Spune că în Hristos noi suntem mai mult decât biruitori. Dumnezeu să fie lăudat. Dumnezeu să fie lăudat. Se mânie. De ce? Pentru că e pretențios. Nu e justificat, înțelegeți ideea? E justificat să fie mânios. De ce? Păi ți-am pus tot, pe tine te iubesc, zice Dumnezeu. Ți am purtat de grijă, pentru tine am dat pe Iisus Hristos, Fiul meu. Pentru tine am făcut lucruri, cum spunem noi, am făcut eforturi mari, spunem noi copiilor noștri. Ca tu să fii bine. Așa a făcut Dumnezeu, dacă vrei să păstrăm linia asta omenească. Dumnezeu a făcut efortul extraordinar, de neimaginat, ca tu să poți fi mântuit. Te rog frumos, nu-ți bate joc de mântuirea asta. Crezând că ți este permis să faci ce vrei, când vrei, cum vrei. Doamne, e milă de noi. Doamne, e milă de noi. Pentru că avem un Dumnezeu pretențios care când vede că tu, eu, noi, nu răspundem afirmativ la chemarea Lui. Când vede că noi stăm departe de pocăință, noi stăm departe de voia lui Dumnezeu, noi stăm departe de credincioșia pe care dorește să o vadă și să o simtă Dumnezeu de la noi, când vede lucrul ăsta că noi nu-l facem, se mânie. Se mânie. Am să pun o întrebare din partea mea aparent idiotă. Mai vreți să mâniați pe Dumnezeu? Câte vreme mai vreți să stați departe, nerăspunzând afirmativ la lucrarea, la voia, la pocăința pe care ne-a oferit-o? Câte vreme vreți să stați indiferenți de lucrul ăsta? Crezând că Dumnezeu e bun. Nu, nu, Dumnezeu are pretenții la tine. Dumnezeu are pretenții la tine. Doamne, îndură-te de noi. Doamne, îndură-te de noi. Pe lângă faptul că El se mânie. Acum vine esența predicii. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în același verset 7, partea a doua versetului. După ce că s-a mâniat, zice în felul următor, a trimis oștirile, partea a doua versetului 7, oștirile sale. Este cineva cu Biblia deschisă să mă ajute ce spune aici? A nimicit pe ucigașii aceia și le-a cetate. Ați auzit? Nu, frate, e o figură de stil. Nu, frate, e un joc de cuvinte.
Mai nou acum frații care mai apucă să mai citească pe aici pe colea, spun, nu frate, o traducere greșită a lui Cornilescu, n-a avut altceva la îndemână. Și așa avea el cuvintele. Vreau să îmi confirmați mie. Ce ziceți? Ce spune aici? E adevărat sau e doar așa o figură de stil? Adevărat. Fraților, ce urmează să spun acum pentru noi toți credincioși care l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Slavă Domnului că l-am acceptat pe El, pe Domnul Iisus, ca Domn Stăpân și Mântuitor. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Dar pentru noi nu mai e cale de întoarcere. M-ați auzit? Pentru noi nu-i mai cale de întoarcere. Uitați-vă. Ori facem ce spune El, ori ne nimicește. Nu există așa. Frate, ce vrei să spui aici? Tu predici un Dumnezeu cu sabia scoasă. Tu predici un Dumnezeu care se mânie, un Dumnezeu care nimicește. Nu, frate, noi în bisericuța de unde venim, sau biserica de unde venim, sau mai știu cum vrei să spui, nu este adevărat. Uitați-vă, nu uitați titlul pe care l-am pus la predica asta. Particip la nuntă sau mori. Ce s-a întâmplat cu cei care nu au participat la nuntă? Conform acestui verset 7, partea a doua versetului, i-a nimicit. Știi ce înseamnă nimicit? Particip la nuntă sau mori. Dacă nu mori acum în mod fizic, dacă nu mori acum în mod fizic și Dumnezeu totuși îți mai dă șanse să te pocăiești, dar dacă nu te pocăiești, dacă nu te pocăiești și nu răspunzi chemării Domnului Iisus Hristos, nu vei ajunge în cer. Și toți cei care n-ajung în cer, în prezența lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, mor. Din punct de vedere spiritual, sunt morți. Particip la nuntă sau ești mort? Vreau să vă spun ceva. Numai cei care sunt la nuntă sunt vii. Ceilalți, spiritual vorbind, sunt morți. Particip la nuntă sau mori? Aș vrea să meditez la lucrul ăsta și gândul ăsta să nu-l pui numai, wow, ce titlu a găsit interesant. Și-aș vrea să te motiveze lucrul ăsta în așa fel încât tu, care mă asculți acum, să iei în serios viața de pocăință și de credință. Să zică cineva, amin. Particip la nuntă sau mori? E dispus Dumnezeu să facă așa ceva? Da. Unora le-a făcut chiar de acum de pe pământ. Și altora care nu apucă să se pocăiască acum, nu apucă să-L primească pe Domnul Iisus Hristos în viața lor ca Domn, Stăpân și Mântuitor, care nu apucă să creadă cu adevărat în inima Lui în Dumnezeu și nu trăiește câte zile îi mai dă Dumnezeu pe pământul ăsta, nu trăiește în voia lui Dumnezeu. Repet titlul. Particip sau vei muri? Doamne, îndură-te de noi. Doamne, îndură-te de noi. Un Dumnezeu pretențios care se mânie, un Dumnezeu pretențios care nimicește. Zice, de 20 de ani aștept să te pocăiești. Tot am trimis la tine robi. Tot am trimis la tine slujitori. Tot am trimis la tine fel și fel de întâmplări. Ca tu să-ți dai odată seama. Știți cum e, fraților? Și vă rog să-mi permiteți cuvântul ăsta, doar din dorința de a înțelege. E ca și cum Dumnezeu de ani de zile îți tot bate apropo că nu ești cum trebuie și să te pui în regulă. Tot îți bate apropo printr-un eșec, repet, printr-un necaz, printr-o boală, prin. Și tot nu te-ai prins. De fapt, tu îți dai seama că Dumnezeu e în spatele lucrurilor. Atenție! Nu diavol. Nu. Dumnezeu controlează toate lucrurile. Și tu, Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun. Vreau să-ți repet ceea ce am spus până acum, cele două puncte despre Dumnezeu. Dumnezeu e persistent. Insistă în a te chema. Dumnezeu e pretențios. Se mânie
Și ajunge până la a nimici pe cineva când acel cineva nu răspunde afirmativ cu viața lui, cu trăirea lui pentru Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Cum sunt cei care nu vin la nuntă? Cum sunt cei care nu vin la nuntă? Nepăsători, versetul 5, prima parte a versetului. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci se duc slujitorii împăratului, se duc și îi cheamă pe acei oameni. Mă, veniți, vă dă mâncare. Mai simpluț așa. Veniți, totul e aranjat, nu știu ce. Și ei, la chemarea Domnului Iisus Hristos, ascultați. Dar ei, cei care au fost chemați, cei care au fost invitați, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Pentru că spuneam eu și nu neapărat important că am spus eu. Vă spun încă o dată. Indiferența sau nepăsarea în ceea ce privește viața legată de Dumnezeu. Indiferența, nepăsarea, ucide. Ucide. Indiferent. Indiferent. Nepăsător. Îți spune Dumnezeu, te iubesc. Știu. Îți spune Dumnezeu, ești la marginea prăpăstii. Tot ai mers în păcat și în fără de lege. Doar un pas dacă mai faci. Te duci în rău. Și tu ești indiferent. Crede-mă că dacă te duci acum la un control medical și ți-ar spune, e doar o idee, frate. Nu vă doresc lucrul. Și ți-ar spune că ai cancer. Dar, atenție, dar poți scăpa de cancer dacă urmezi rețeta pe care ți-o prescrie medicul. Întrebare. Urmezi rețeta aia sau nu? Da sau nu? Și uitați, de ani de zile Dumnezeu vă prescrie rețeta cum să nu muriți. Rețeta asta înseamnă predică, rețeta asta înseamnă o cântare, rețeta asta înseamnă, dacă vreți, chiar și o rugăciune. Și de ani de zile neglijați rețeta pe care vă pregătește Dumnezeu pentru a vă salva sufletele. Nepăsare. Am mai auzit un predic. Preatul. A bătut apropo. Nu știu ce. Vreți să vă spun ceva? Ceva care nu are legătură cu predica în sine. Uitați. Simt să spun lucrul ăsta. O fi de la Dumnezeu, o fi din experiența mea personală, nu știu. Vă asigur că după ce se va încheia slujba, cel puțin 2-3 frați din locul ăsta se vor simți lezați. A bătut în mine. A dat apropo la mine. Mai ales acolo când a fost vorba cu când chem pe cineva, te deranjezi, bla bla bla. Dacă vreți să înțelegeți. Dragii mei frați, și stimate surori, noi aici nu ne adunăm să dăm apropo. Sunt suficient de matur să vă pot spune față în față când văd ceva și nu-mi place la voi. Nu trebuie să folosesc amboni. Dacă lucrurile le spunem de aici, le spunem din dorința ca voi, împreună cu mine, când va fi să se termine viața de pe pământul ăsta, să putem ajunge în cer. Pentru asta vă predic uneori mai dur, pentru asta vă predic uneori mai răspicat. De ce? Pentru că atât voi, cât și eu, cu cei dragi ai noștri, să fim în cer și toată biserica să zică amin. Toată biserica să zică amin. Fraților, trăim vremurile din urmă. Nu că nu mai merge, dar eu cred că Dumnezeu ți-a lăsat suficient timp în care te-a luat, iertați-mă. Exact cum iau o mamă când are un copilaș mic, un copilul mic, le spunem noi cu binișorul. Dar când deja copilul s-a făcut undeva la 15, 16, 17 ani și vezi că el nu te ascultă, normal că atunci nu mai e. Hai, mă, nu știu ce. Tot așa și cu Dumnezeu. Trăim vremurile din urmă. V-am tot spus, nu numai eu și toți frații care au trecut pe la Mifon. Sunt vremurile când Domnul Iisus Hristos e gata să vină. Să zică cineva, vino Doamne. Vino Doamne. Nu înseamnă că toate predicile trebuie să fie axate pe mustrare, pe nu știu ce. Dar vă rog, odată pentru totdeauna, încetați să mai credeți că dăm apropo.
Încetați să mai credeți că noi batem în cineva. Dacă e de bătut în cineva, batem în noi, pentru că nu suntem cum trebuie și trebuie să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute. Pentru că dacă nu participăm la nunta asta care e pregătită de Dumnezeu și toate lucrurile sunt gata, făcute, create, confecționate, cum vreți voi să ziceți, sunt gata în cer și noi dacă nu participăm, murim! Participăm la nuntă sau murim? Că ați înțeles ideea. Doamne, îndură-te de noi. Doamne, îndură-te de noi. Nepăsători. Egoiști, al doilea lucru. Egoiști. Uitați-vă ce spune în versetul 5. Zice, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Și ascultați. Unul la holta cui? Holta lui. Și altul la negustoria lui. Știți ce trădează lucrul ăsta? Egoism. Cei care ați văzut acel clip pe care l-am făcut în cursul săptămânii, un alt păcat pe lângă indiferență sau nepăsare, e și ăsta. Egoism. Egoism. Față de tine, în raport cu familia, față de tine, în raport cu biserica, față de tine, în raport cu Dumnezeu. Egoism la scară mare. Nu mai trebuie să te duci să păcătuiești cu păcatul numit curvie și să fii egoist. Să te întrești doar pe tine. Asta înseamnă egoism. Nu mai trebuie să te duci la ghicitorii și să ghicești și să... Că noi nu mai facem asta. Și trebuie să fii egoist. Egoist. Să nu-ți pese de lucrarea lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Să nu-ți pese de frați. Egoist. Egoist. Zice, holda lui. Afacerea lui. Egoist. Doamne, îndură-te de noi. Doamne, îndură-te de noi. Și în ultimul aspect, un Dumnezeu atent la detalii. Știți? Haideți să vă citesc ca să prindem ideea în general. Atent la detalii. În versetul 11, mi-am notat aici ca să... Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Haideți să vă spun. Prima categorie de oameni pe care i-a chemat au fost oamenii aleși. Și dacă vreți să dăm o interpretare corectă din punct de vedere biblic, e vorba despre poporul Israel. La ei a venit Domnul Iisus Hristos, cum spune Biblia, și ai săi nu l-au primit. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. După care s-a întâmplat spre neamuri, la galbi, săraci. Și acolo, dacă o să vă uitați cu atenție, sper că aveți timp suficient în seara asta să vă uitați, că spune că au venit în sala de nuntă și bun și răi. Și bun și răi. Știți cum eram noi până să intrăm în prezența lui Dumnezeu? Răi. Unul singur e bun. Binecuvântat să-i fie. Haideți să vă povestesc în scurte cuvinte, timpul deja a trecut, haideți să vă povestesc în scurte cuvinte, care-i treaba cu haina asta? Avea grijă împăratul, oamenii bogați, oamenii de seamă din vremea aceea, m-am informat atât cât am fost în Israel, cât și prin diferite materiale și așa mai departe, oamenii stăriți din acea vreme când făcea nuntă, pentru că așa era obiceiul lor, în Orient, acolo, când îi chema pe oameni, înainte să intre în odaia, cum ar fi să zicem această imensă sală, avea grijă cineva să stea acolo pus de împărat și să le dea la fiecare câte o haină. Acum, haideți să vedeți care e povestea cu haina asta. Cel care refuza să îmbrace haina, însemna că îl jignește, că îl ofensează, că îl disprețuiește pe cel care l-a chemat. Și uitați-vă, ce haină ne oferă nouă Dumnezeu? Haina neprihănirii. Asta nu e haină fabricată de noi. Asta e haina pe care ne-a dat Dumnezeu în numele lui Iisus, în neprihănirea lui Iisus, ne-a dat-o să o purtăm. Dar uitați, noi vrem cu această haină, peste haina asta, să punem păcatele noastre. Și aproape că nu se mai distinge haina asta la mulți dintre noi. De ce? Pentru că haina asta e de incurat.
albă, dacă vreți, dar prin păcatele noastre, prin fărdelegile noastre, prin nelegiuirile noastre, prin indiferența noastră, prin depăsarea noastră, prin toate lucrurile astea care v-am spus în seara asta, că sunt păcate, noi am murdărit haina asta. Și aproape că cel care este împărat zice, unde ți-e haina? Unde ți-e haina? Unde ți-e haina? În seara asta, aici Dumnezeu ne mai dă o șansă. Lăuda să fie Domnul. Ne mai dă o șansă. În sângele Domnului Iisus Hristos ne spălăm haina. De ce? Pentru că dacă ar fi în seara asta să plecăm la Domnul, haina noastră să fie albă și să putem sta cu El la masă. Amin? 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 Particip la nuntă sau mori. Particip la nuntă sau mori. Sper că acest cuvânt pe care ți l-am spus din toată inima să-ți fie de folos. Dumnezeu, Duhul Sfânt, să lucreze și să te cerceteze. Amin. Încheiem slujba, ne ridicăm în picioare.